Bine, v-am regăsit la un nou video. Astăzi postăm din nou Euro Truck Simulator. Mai facem și noi o cursă, ne îndreptăm spre level 6. Deci eram în Magdeburg. Mâine s-ar putea să filmăm Fortnite. O să încercăm și să ne joci cu Fortnite. Am încercat și azi, dar nu știu ce a avut, nu, n-a mers. Am filmat cu OBS-ul, de data aceasta iar filmăm cu Bandicam-ul, din cauza asta filmăm. Că, na, pe live totul merge super bine. Am văzut că am strâns 200 de vizualizări, adică ceva incredibil. Sincer, mi s-a părut wow. 200 de vizualizări, adică e ceva imens pentru 20, am făcut 21 de abonați. Dar, doamne, când am văzut 200 numai, nu puteam să mă aștept la așa ceva. Adică, hai mă, lasă-mi și reset. Adică, na, 200 e ceva, dacă ar fi fost și... Dacă s-ar fi abonat toți, ar fi fost ceva. Voiam să vă întreb dacă v-ar place să creăm o comunitate în sensul de a vă spune lupilor, știți, fiecare are câte un de asta, cum zic eu, o poreclă. V-ați prins voi un nume din asta mai așa, la fiecare canal. Ce ar fi, nu știu, cum ar fi la Sinner, că știți pe Sinner, cu raton și astea, știi? Și dacă noi să facem cu lupi, și nu știu, v-ar place sau ceva gen, spuneți în comentarii. Uite, ce sunt și noi în Magdeburg, mergem în Polonia, facem o singură cursă. Și aia e. Poate mâine chiar facem live, nu știu sigur. E posibil. Ia găsim ce avem. 300 de kilometri. Cred că îi facem într-un sfert de oră. Sper să-i facem. Am făcut și 8% avarii la tir, dar nu afectează cu nimic. Deci asta este bine. Că nu ne afectă pe lucru. E bine că nu ne afectează. O să ne cumpărăm și o Skoda, dar după ce ne luăm mai întâi garajul mult dorit, era 50. Acum avem 4, aproape 50.000 de bani. Cu această cursă facem 50 și ceva de mii de euro. Ia uite frate, acum s-a pus roșu. S-a gândit mult. Avem full benzină. Hai să activăm și noi vehiculul ăsta. Mă gândesc să activez auxiliar, dar nu mai stau de ele. Am jucat eu, cred că vreo 10 jocuri de Fortnite să mă prind și eu despre ce e vorba. Am level 5. Dar... Na. Nu prea sunt așa bun, adică intru când aterizez. Când sar din autobuzul ăla, zburător ce n-ai fi, mor instantaneu, adică da. Nu știu dacă videoclipul ăsta o să apară vineri, adică astăzi seară sau mâine, sâmbătă, dimineață. Abar la meu, acum e ora 9 jumate și filmez acest video. Nu știu dacă o să apară în seara aceasta. Încerc, poate. Vedem cum facem. Da, și dacă vă place să vă spun așa lupilor, dacă v-ar place contextul ăsta să vă spun așa, adică ar fi... Nu știu, mi s-a părut super interesant. Vine-ți ideea un coleg să vă pun așa o poreclă, să zic așa. Să încep așa în loc să mai zic băieți, ce faceți măi lupilor? Adică nu sunt așa rău, ce să zic. Ia stați așa un pic, să activăm
Ah, sunt activate. Ia. Bă, nu par a fi activate. Ah, bă, da, sunt. Ups. Sper că n-am deranjat pe nimeni. Doar sper. Păi să merg cu faza lungă pentru că nu vreau să sări. De fapt, am să merge regulamentar și noi. Pe viitor cred că o să facem și multiplayer, să ne jucăm și multiplayer. Eurotrack. Mamă, trebuie să depășesc pe ăștia că merg. Mamă, dar și eu prin maxim 90 aici, 94. 93, mamă, ce mă, de ce merg așa încet? Dă grămat pe asta, nu? A ieșit pant un pic. Nu trebuia să mai așa greu. 90 5. A, e să o te iau de aici. De panta cu ce? 110. Depășim pe ăsta. Mamă, aici e drum ferat. Linie dreaptă. Aici era bună Skoda RS, motor de 2000, benzină. Deja am... Oh, doamne, ce era să iau balustrada asta. Balustrada. Ba, are aia, uite asta. Protecția să iei din stânga, nici nu știu cum se numește. Am un lapsus. Balustrada, nu ce ne vrea. Avem 200 kilometri. Mamă, 120 pe aici. Hai să ne jucăm cu 40. Încerc să depășesc pe asta în curbă, dar e cam riscat că sunt două camioane. Eu trebuia să mă și uit în stânga și în stânga, dar na, am avut și noroc. N-aveam prioritate acolo. Deci îmi place să de mult tirul ăsta. Avem și lumina asta ambientală aici. Hai mă, du-te. Cred că trebuie să ne băgăm pe banda de stânga. Da, mamă, la fix am băgat. Ori nu ceam pe mijloc, ori într-o parte. Super mișto tirul ăsta, Mercedes. Mișto și la Volvo, dar asta nu știu, asta parcă îmi place mai mult. Arată mai interesant pe aici, pe interior. Da, și mâine o să apară fone. Deci azi am încercat și nu a mers, mi-a dat. Efectiv, când să-l postez pe YouTube, nu mă lăsa. Nu știu de ce, din ce cauză, nu mă lăsa, efectiv. Deci mâine, dacă nu merge să postez, facem live. Na, ce să faci? Vreau să pun neapărat cu Fortnite. Uite să ne băgăm pe banda în dreapta. Văd că trebuie să ne băgăm în dreapta, nu? Da. Te m-am dus. Bun. Deci pe aici. Am făcut 10 minute.
Da, am apăsat pe E și nu știu, din greșeală am ținut apăsat pe A, s-a dus într-o parte. Ok. Ups. Am făcut 12% avarii. Am ținut puțin pe avarii ca să nu mă înjurește în spate. Hai, mă bagă și. Am mă depășește, mă. S-a aprins ceva la porul, s-a aprins. Deci asta e bine. E bine. Ne băgăm așa pe banda asta. Încă 123, pe gata, 5 minute și ăla e. 9, 5 minute, 8, cam așa și ăla e. Videoclip. Să începem și pe la dreapta. Bă, bine, că încă mai merge tirul. Nu s-a stricat sau ceva. Deci asta e bine. Bă, dar ce fraier am fost acolo, am ținut apăsat pe A, și m-am zis efectiv într-o parte. Doamne, ce om. Am oprit și motor. Dacă oprești motor, imediat se oprește și se frânează imediat, instantaneu. Bă, deja a pus o frână. Nu intram în nicio. Au de răsăritul. Frumos. Nu de răsăritul cu tirul. Bă, nu prea mai prinde 100 tirul ăsta al nostru. Oare de la... din cauza că l-am lovit sau ceva? Nu cred, dar bine. Limită 90, bine boss. Dacă e 90, hai. Bun. Să dăm puțin mai tare, că nu mai e limită. Am înțeles. 93, iar mergem cu 90, nu mai, iar nu mai trage în pantă. De ce să le pușim pe băiatul ăsta? Care pune frână pe autostradă. Hai că am prins curaj aici. 110, 108, a, ce ai făcut? Mă uit la imediat asta dacă m-a văzut. Nu mă aștepta să fie aici o bandă. Dar merge. Mă, deci vine vreunul? Nu vine. Aoleu. Fiți atenți băieți aici. Ce facem? Mare NFS ce ne jucăm acum. Ia uite. A fost mai ieșit o fază aia. Bă, ne duce, nu glumă. ...120 la oră cu tirul. E ceva. Limită 140, bă, ești nemul, iar de limita. În curbele cu 120, e ceva. Hai că intrăm aici în Polonia. Oho, trebuie să punem frână.
ajuns în Szczecin, nu știu cum se citește, dar în fine, poloneză, na. Se merge cu 50, că na. Polonia. Sunt giratoriu frumos, elegant. Bă, a mers bine pe aici. Ia să vedem. În oraș țin GPS-ul așa. Ca să se vadă bine unde trebuie să eu. Da, mă, lupilor, și cam asta a fost. Deci, ai, de acum încolo începem și noi faza asta cu oreclitul, să zic așa. Deci, cam asta a fost și episodul de asta. Să parcăm și încheiem. Deci, mâine filmăm Fortnite. Mă, cred că m-am dus și eu la rău. Bă, chiar foarte, da. Bă, o parcăm perfect, ori nu mai parcăm, ia uite. Da, mă, băi, și cam ăsta a fost și videoclipul de azi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și pe data viitoare. Pa, pa!